Salut și bine am găsit la un nou episod de Medieval Dynasty pe Iona Games. Dragilor, pe live-ul trecut am construit această clădire din spatele meu, care nu este altceva decât adăpost pentru măgar. Avem noi o măgar, mai degrabă spunem, avem o măgăriță pentru că este femelă și trebuie să o punem noi aici frumos să stea în noul adăpost. De asemenea, va trebui să-i aduc și un partener. Va trebui să mergem pe hartă tocmai la Tutki. Da, am zis bine? Tutki, da, aici să mergem. Și de asemenea vreau să caut prin statele alea pe acolo dacă pot cumpăra jucării pentru copii. Pentru că de la nou update putem să culăm jucării, să dăm copiilor din sat, să îi facem mai fericiți, să stăm mai bine. De asemenea, dacă ne uităm puțin pe aici, în asta de animale mea, aici în ferma mea, am foarte multe animale și va trebui totuși să mai vând din ele, ia uite, și capre, și porci, și de toate pentru toți. Problema este... Am o mică mare problemă la săteni, dacă ne uităm aici frumos la management și dăm la populație, dacă îi dăm aici la profesie, dăm invers așa, dacă ne uităm la un moment dat, da, avem, ia să ne uităm noi pe unde, aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 mame și mai avem încă una în devenire, da? Deci avem 6 femei care au fost scoase din producție, cum se spune. Va trebui să-l înlocuim. În schimb, avem foarte mulți copii. Ăștia trebuie să aștept să crească și să ne va ajuta în sat. Avem ceva probleme legate de aprovizionare pe care vreau să le rezolv. Vreau să fac, dacă se poate spune așa, manual, rost de unelte pentru muncitori, pentru că nu mai fac față. Și de asemenea să facem ceva setări pe la, cum îi spunem, pe la magazin și alte chestii. Așa că o să luăm frumos la rând cu toate treburile ca să le rezolvăm pe toate. Deci mergem aici la extracție, vrea să vedem care e treaba. Zice că la mină ar fi problemă, zice că nu au târnocop. Da? Deci primul lucru facem noi niște târnăcoape. O să facem noi niște târnăcoape de astea prima dată și după aia vedem noi log și stone. Ia să vedem, avem aici. Hai să luăm așa cătinel și să facem noi. De asemenea aici o mică mare problemă, am 3946 din 4000, deci aproape plin storage-ul, n-au să mai pună oamenii produse, va trebui să mai scot și să mai vând, dau de aici și stone, avem tati, avem, acceptăm frumos, nu plecăm de pe loc, nu-i problemă, deci nu ne deranjează treaba asta. Am zis că facem 5 târnăcoape. Să aibă băieți. Era ideal dacă făceam de bronz sau de astea ca să, sau de cupru, ca să studiez mai mult, dar eu o să mă ocup un pic să le fac rost de unelte la oameni și după aceea să vedem ce mai putem vinde, ce mai putem goli de pe aici și tot așa ca să fie treaba bună. Mergem și după măgăruși să avem la astea și de asemenea vreau să mai și angajez ceva săteni, da? Pentru că stăm, unde stăm aici, două secunde, eram aici și... Îi dăm de aici. Nu de asta, nu de bronz, că am las mie ceva cu stone, uite aici. Da? I-am băgat acolo frumos să aibă oamenii. De asemenea, aș mai face ce am nevoie pe aici, ia să vedem. Deci dacă mă duc aici și mă duc aici, zice că nu mai am stone. O să iau de aici niște stone. Deci o să ocup prima de oameni, după aia o să plec puțin să vedem. Și cred că o să iau de aici niște resurse, mai vând eu. O să vând, uite, stone mai iau de aici. Hai să iau mai mult așa. Iar dacă odată și am zis așa, odată încă 5. Oricum, mi se pare că n-am așa mulți mineri, dar măcar să am pentru ei târnăcoape, chiar dacă sunt de piatră, dar măcar au unelte. O să mă uit și să aibă ăștia saci, de exemplu, de adunat, nu, de fapt de semănat la hambar. Mă uit și pe la vânători și pe la pescari, pe toată lumea, să fie toată lumea mulțumită. Da? Deci, în mod normal, acum le-am pus, ia, ăla e tati, da? Le-am pus la oameni. Asta. Hai să vedem acum care e treaba, ce mai zic oamenii pe aici, ce le mai trebuie. Deci ăsta ce zice aici, ce eroare are el, zice că nu poate să culeagă pentru că nu-i sezonul la asta. Asta nu mă interesează deocamdată, o să-l las așa. Mergem mai departe. La mină.
Ați dat problema. De fapt, aici nu sunt oameni aici. La asta la altă era problema. Aici am deja doi oameni care mi adună și ăștia mi adună tin, copăr, sare și pietre. Băi, aș pune mai multă sare și vă spun și de ce după aia. Lasă și piatra. Lasă-mă, să mai luăm puțin din cupru. Să mai punem puțin la sare. Că sigur să am probleme, ia 2 secunde aici. Așa, tati. Bun. Mergem mai departe. Acolo, fântâna zice că trebuie reparată și nu are nici oameni să lucreze. A, e fântâna din partea cealaltă la mină. Deci deocamdată stăm liniștiți. Și asta, ia să asta unde vine. Tot acolo. Da, am peste deal, mai am acolo o mică bază, o clădire. De fapt acolo sunt două femei și un bărbat care sunt minerii. Da? Și acolo sunt mai multe clădiri care nu sunt folosite, dar deocamdată nu putem, pentru că nu avem oameni. Ia să vedem noi ce se întâmplă la pescuit. La pescuit zice că are ceva damage și aici nu avem nici lucrător. Deci trebuie să angajăm un pescar neapărat. La ăsta ce spune? Că n-au băieții, n-au sare, deci n-au carne sare, nu fac carne sare pentru că nu au sare. Deci am pus bine acolo să facă sare. Și cred că aș scoate de aici un om de la vânătoare. Ia să vedem. Și să îl pun la pescuit. Da? Au skill-uri bune, ăsta care skill mai mic. Ia să vedem. Cum facem noi? Să luăm de aici. Luăm un, deci, un hunter. Și îl băgăm la pescuit. Ăla care a zis că are 3. Tu ești, tati. Deci pe tine te mutăm. Și te ducem la pescuit. Aia, tati. Deci l-am făcut pe nenea. Cum o cheamă pe ăsta? Zigfried. L-am făcut pescar. Da, deci am făcut problema și cu pescării, acolo cu pescăria. Mergem mai departe. Ia să vedem. De asemenea, la pescărie, 2 secunde, că zice că avea ceva, ăsta zice că e fuleanul. Dați așa un pic, că ăsta zice că e fuleanul. Să gulim un pic din, am și gunoi la mine. Dăm și pe asta aici. Și pesc asta. Da, am gulit un pic din inventar. Ia să chemăm pe... Ia. Hai, Tarzan. Așa, Tarzan. Mergem până la... Zice că este un pic dărâmată treaba. La pescărie acolo, la docul de pește. Bă, dar ce vreme am prins și eu aici. Hai, tati. Mergem un pic să reparăm lunenea pescar acolo. Zice că este puțin problemă. Și continuăm un pic să așezăm un pic satul, pentru că v-am zis, toate sunt dependente între ele. Neavând oameni, unele s-au pierdut, da? Deci, dacă ne-au ușor, ia uite ce e aici, tati. Ia uite ce e aici. Trebuie să punem asta. Și să-i dăm aici cu repair. Deci trebuie aici odată stick, aici odată paie. Hai că luăm de aici, că avem de aici frumos paie. Nu mai luăm din sat, că n-are rost. Sticuri avem aici. Ai, tati. Nu mai mergem până la... Ați? Da, deci le asigur la tot ce le trebuie și după aia plecăm un pic din sat ca să facem rost de măgăruși și de jucării la copii. Ați? Odată aici reparat. Hai că am reparat și ăsta mic cu situația. 2 secunde. Ia. Hai, tati. Hai, Tarzan, de la tot să plecăm. Ați? Așa, tati, și cu asta. O, mai e și acolo. Mamă, deja era devastat. Mai trebuie ceva sticuri și de asemenea ceva paie. Stai, mă, Tarzan, nu fii nervos. Nu fii nervos cu nervii. Hai, tati. De asemenea, să mă luăm de aici. Vedeți? Cât avem? Avem 4, parcă 4 ne trebuia, nu? A, e tot. Am reparat și aici. Și am reparat și aici. A, e. Întrebarea mea este, putem să-i punem izolație? Da. Putem să-i punem izolație, adică putem să-i punem... cum se spune la... Chirpici, da? Chirpici. Se face din clay și din paie.
La noi spunea, cum îi spune, pământ galben. Pământ galben și cu paie, da? Deci putem să facem izolație. Ne crește durabilitatea pereților, probabil. Și de asemenea, cred că dă și mai multă căldură. Dacă puteți spune, da, nu știu dacă au nevoie de căldură pe treaba asta. Da? Deci asta au băgat-o că nu era cu izolația la clădirile astea care sunt de interes general. Da? Deci vorbim de astea care folosim tot, pe care le folosește toată lumea. Da? Nu vorbim mai de casă. Casa e clar că se poate izola și cu limestone. Bun. Deci am rezolvat o problemă cu pescuitul, avem și pescar acolo, deci nu e o problemă. Mergem mai departe la... Deci ăsta ce apare în continuare? Că l-am reparat. S-a updatat problema aici. Aici avem 8 oameni. Super tare acolo. Ce mă interesează pe mine aici? Dacă avem... o să fac eu rost de astea, de cum îi spune, de pungi. Dar nu pungă, cred că este. Pentru a semăna și a pune ăsta, cum îi spune, fertilizator. De asemenea, de seceri și de sape. Da? Aici, la apicultură, la astea, nu e problemă. Îmi trebuie un om pentru adăpostul la măgari. Deocamdată nu am, dar o să caut. La bucătărie. Ce probleme sunt la bucătărie? Zice că nu avem carne sărată. Nu avem carne sărată. Deci carnea sărată e o mare, mare problemă. O să... Ia. Asta o să închidem deocamdată, că nu e o problemă. Asta ce vrea? Nu avem ceapă? O să închidem și pe asta dacă nu avem ceapă. Până facem rost. Aici ouă, trebuie să adunăm ouă, că avem, aici îmi trebuie, gălesc cu lapte, nu, lapte prins, brânză, nu avem nici de-astea, nici de-astea, lăsăm așa, deocamdată e bine că nu sunt probleme la, ia să vedem la fierărie, aici îmi trebuie tin bar se face tot la ei, tot ei fac, da, deci nu e o problemă și aici, bun, aici e bine deocamdată, mergem mai departe, hai mă, o să închidem asta de aici și mergem la servicii. Aici sunt probleme. La builder am de la... Ăsta poate să-mi repare singur, da? Dar nu am încă un om pe treaba asta. Deci asta e mare problemă. La magazin aici, unde putem să vindem noi resurse, ce nu avem noi? Nu avem de-astea. Hai să nu mai vindem dacă nu avem. Nu avem de-astea. O grămadă de chestii nu avem făcute. Problemă. Lăsăm așa deocamdată. La unelte e ce nu avem noi de vânzare. Hai să le închidem, să nu mai dea pe acolo erori. Deci asta spune că nu avem astea de vânzare. Uite, simplu bug. Băi, ăsta erau bune. Asta nu le vindem. Când trebuie mie în partea asta, am doar 6 bucăți. Hai să nu le mai vindem pe astea, că înseamnă că nu avem. Să facem pentru oameni. Pentru ai noștri. Lăsăm așa deocamdată. La mâncare, în schimb, am stocuri foarte mari de varză, de morcovi, ouă. Nu mai vindem ouă, că le folosim noi la mâncare. O dată. Și carne prăjită. Asta? Problemă la asta? Avem foarte multă varză, tati. Hai să mai vindem din varză. Avem și de-astea, mai punem și de-astea mai mult. Și de aici, mulți morcovi. E păcat, o să strice degeaba la noi aici. Și la miere. Aia sunt 4%. Carne de asta crudă este o grămadă iar să vindem. Gata, s-am putut acolo. Ok, stăm bine. Aia, tati. Până aici e bine și aici. Și zice că la storage avem o problemă cu ăsta care... Are probleme? Asta are probleme, ăsta nostru? Trebuie să reparăm ceva la el? Da, tati. Auto, are cu peșul spart. Are cu peșul spart. Bun. Hai să vedem, să facem niște de-astea. Vreau să fac niște punguțe astea. Îmi trebuie piele, foarte multă piele. Dar două secunde. Să facem și pentru ăștia care lucrează la câmp. Mă interesează de astea. Să facem paste. Nu. Nu se făceau, tati, astea. Uite astea, mă. Deci dacă facem pastea, zice că trebuie, avem pasta și trebuie piele. Ați așa, să facem noi, ca să aibă ăștia pentru asta și facem și sape și seceri.
ca să stăm liniștiți, ca să poată să muncească el liniștiți. Am doar 6 de astea pentru, deci 6 staci, cred că, pentru semințe și pentru fertilizator. Și zis că ne trebuie așa, ne trebuie piele. Așa am prea mult răsuse pe aici. Ne trebuie piele de aici, să luăm așa un pic. O dată. Și ne trebuie și de asta. Hai, tati. Trebuie să facem noi saci din ăsta ca să aibă și de asemenea să fac... Adică vreau să tot să aibă unelte, asta e ideea. Aici eram și să facem de astea. 10 bucăți. Oho, suficient. Da, și facem și noi skill-uri, nu e problemă. Ne facem niște skill-uri. De asemenea, dezvoltăm tehnologii. Noaptea când sunt ăștia pe aici odihniți și nu lucrează, facem noi. Când se odinesc, fapt, sătenii, facem noi treabă în locul lor. Și când se trezesc, au toți scule și unelte, ca să nu mai fie o problemă, o să mă uit și la vânători dacă au cuțite și ce mai trebuie acolo. La ăștia să mai fac eu și sape și seceri, ca să fie treaba bună. Și după aia, când se face ziua, mergem după un măgar și după oameni, să mai angajăm oameni. Văd de ce locuri libere mai am prin casă, adică mă refer dacă la bărbați sau la femei, că e posibil să mai am nevoie de un anumit gen, ca să nu mai construc altă casă, dacă să nu e o problemă. Și după aia, ușor, ușor, după 2 ani, după ce se face copilul, copiii fac 2 ani, se întorc mamele la muncă. Asta e avantajul. Și după ce cresc copiii, satul nostru se va mări pentru că avem automat oameni, mai mulți, de muncă. Dar probabil că o să îmbătească și ăștia care avem. Să fim și puțin atenți la treaba asta. Hai, tati, am făcut și... Trebuie să fac și... Să fac și astea? Hai că atât ajunge. Ajunge că... Așa. Deci le-am făcut și... Da, trebuie Tarzan, te-ai pus chiar în mijlocul drumului aici. Acolo, eu l-am parcat acolo. Odată, deci... Băgăm și sași de ăștia la greu, ca să aibă băieții cu ce să lucreze, inclusiv unde ăsta. Bun, ia să ne uităm noi dacă tot veni vorba de unelte. Pardon, aici eram cu uneltele. Bronz, ciocan, au sape de bronz, au secere de bronz și de cupru. Deci au ce să facă treabă ăștia de la... Deci ăștia de la hambar au ce dacă treabă. Două secunde să... Mă auză, s-a spart sau mai tare. Deci ne trebuie acolo sus trei plancuri. Să reparăm gaură din tavan. N-avem plancuri pe aici? Ba da, avem. Trei plancuri. Hai, dați. Ia să vedem. Cum ajungă? Așa. Aie, tati. Și dacă aș face și... Fiți atenți așa o șmecherie aici. Deci să facem... Facem și izolație. Deci putem să izolăm ăsta, ia să vedem. Dacă ducem izolație, ăsta tot cu... De asta, cum îi spune. Și îmi trebuie clei. Uite cât clei am aici. E mult. Pot să cară atâta. Clei și de asemenea îmi trebuie paie. Dar paie îți mai ușoare, nu e problemă. Dar oricum l-am pe Tarzan, dacă îi mă duc până acolo cu el. Ia să vedem paie. Câte paie am aici. Ceva de gen. Două secunde. Hai Tarzan că avem treabă un pic cu spă. Dacă tot suntem aici în zonă, o să facem și cum îi spune. Izolație. Șurel. Ia uite aici, hambarul. Hambarul să facă o grămadă de chestii pe aici. Tarzan, că rup gardul. Au ce întoarce face Tarzanul nostru. Ușor. Dacă aș fi la circ. Șurel. Jos cu tine. Am pe aici o grămadă de chestii pe jos. Deci să facem din asta. Aia e tati. Să faci. Trebuie să și mâncăm, să și bem ia pizza. Da, și să facem... Ia, cât de asta facem odată? Ne-a dat... 10 dintr-o dată. Deci atunci fac 70. Păi...
Stai neborole, Șurel. Șurel, tate. Deci toată treaba este să, cum îi spune, să pun un pic lucrurile la punct și după aia ne vedem ușor de ușor de treaba noastră. Da, sunt foarte mulți, am foarte mulți săteni, am foarte multe treburi. V-am spus care este situația, femeile care sunt mame au ieșit din producție și automat au lăsat acolo niște locuri libere și mai aducem oameni, urmând după aia să le dăm de lucru la toată lumea, nu e problemă. Pot să întorc mamele de la serviciu, de la creșterea copilului, ceva de gen. Deci, acum am 70 de astea, tate. Gata? Ușor. Cine te-a supat de... Cum să bătai așa? Hai, tate. Hai, Tarzan, acasă. Deci, noi lucrăm noaptea ca bandiții. Da? Dar... De ce lucrez noaptea? Pentru că noaptea nu sunt pe aici oameni. Toți sunt la culcare și pot să folosesc toate utilajele pe aici. Deci dacă sunt în cursul zilei, nu mai pot să folosesc asta pentru că sunt oamenii acolo. Îi dăm 3 aici și băgăm izolații. Ia. Iată de acum ce frumos este. A? Ia uite cum se vede. Deci efectiv bag, cum îi spune, chirpici de ăsta printre lemne, nu? Ceva de genul, iau-te. Dar e de altă culoare. Da, pentru că celelalte au limestone, casele mă refer, și uite astea, iau-te. Altceva, tati. Altceva. Mă, nu știu dacă mi-ajunge pentru tot. Iau-te. Hai, bagă și aici. Dacă e mai fa... Opa! S-a rupt ciocanul. Avem ciocan pe aici. Oh, de bronz, tati. De bronz. Frumos, frumos. Apropo. Ai zis că îi dăm șuța ceva de mâncare. Oh, am numai de astea stricate pe aici, nu? Ah? Dacă îi dau acum să și otrăvește, eram sigur. Azi că îi băgăm o supă de asta. Îi băgăm și apă. Îi băgăm și apă și poate să duce... A scăzut puțin la viața acolo. Mai am o supă. Ceva de genul. Și să-i punem ciocanul pe 3. Aie, tati. Pardon. Îi dăm, nu repair, îi dăm izolație. Așa, tati. Mai golim un pic și din inventar, asta din magazie, că este cam full acolo și n-au să mai pun ăștia una alta. Aia, tati. Hop. Aia, tati. Și-a mai rămas cu puțin. Dar oricum, arată. Gata, nu fi nervos. Gata. Da? Ia uite acum, arată frumos, da? O parte pe aici, dar pe partea alta mai durează. Ia, cum e acum? 3854, băi, e mai bine. Ne mai rămas nouă niște paie să mai punem pe aici. Niște sticuri să mai punem pe aici. Ne mai rămas nici asta să facem, a? Hai că le-am pus înapoi. Deci am făcut un pic de ordine, dar tot nu e bine. Așa, hai să continuăm puțin să vedem uneltele și după aia... Să ne continuăm treaba noastră. Deci la asta am rezolvat-o. La extracție. La mine am văzut că ai treaba. Ăsta. Avem aici clei, piatră și paie. Dar paie nu mai ducem pentru că paiele ne vin din astea, cum îi spune. Din recoltă. La. Da, n-am văzut totuși, n-am văzut aici. Dacă au cazmoale de alea. Nu? N-au. Deci e o problemă pe treaba asta. Trebuie să facem noi cazmoale, ia să vedem. Trebuie de astea. Trebuie doar log. Hai să mă luăm de aici niște log. Ceva de genul. Și să facem niște de-astea pentru oameni aici.
17, nu așa multe. 7, suficient. Da? Ca să aibă oameni de lucru. Și de asemenea, o să mai iau de aici din un altă rând ce mai putem să vindem, ca să putem merge în... N-ar fi problema de bani, că banii nu sunt problema. Problema este să mai golim din inventar de aici. Da, deci îi dăm așa. Și penele astea dăm așa. Lâna o dăm jos. S-a umplut iar. Fac ce fac și umplu asta iar. Ia să vedem ce avem noi mai mult pe aici. Deci dacă îi dăm așa după greutate. Invers. Fertilizator. Am foarte mult gunoi, tate. Fertilizator. Asta oricum se consumă că îl pune asta. Clay. Blănuri pe aici. Limestone. Limestone nu aș putea să-l iau. Câte kilo, ia câte kilograme am disponibile? 25. Ia să vedem dacă pot să fac eu 25 de kilograme aici. Așa, tati. Și aș putea să mai dau pe pereți cu el. Ia să vedem care, ce casă are nevoie de... Nu de reparat, de izolație, pardon. Uite aici. Acum e noapte afară și o dau cu ciocanul în perete. Sper să nu trezesc pe cineva. Normal că trezesc pe cineva dacă ar fi în, în viața reală. Aia, tati. Mai golim din... Să mai golim din asta, din inventar, era ideea. Dar cred că ar trebui să reduc eu un pic producția de limestone, pentru că nu prea mai am case la care să pun. Nu? Ce mai nu o să aici 2-3 pereți, 2 aici, 1 aici, 2 aici. Ceva de genul. Ia să vedem noi. Uite, ăsta mai aici punem mod ăsta, cum îl cheam. Chirpiciu, trebuie să toate chirpici. O, am de făcut o comandă de izolație pe aici. Stai un pic, boss. Stai să mai luăm niște, am zis noi, niște limestone de ăsta. Să mai golim din inventar ăsta, din... Deci 25 de kg, a zis, nu? Hai, spunem un 30. Uite că s-a mai golit acolo. Și am zis noi, că o să reducem și producția de limestone. La extracție, unde era la ăsta? La ăsta, și limestone dăm puțin în jos. Chiar dacă o să rămână, ia, să fie 30. Da. Face cam 13 pe zi. Lăsăm așa deocamdată, chiar dacă nu e la maxim aici. Lăsăm așa. Dacă termină omul treaba și a făcut stocul pe ziua de respectivă, se oprește, nu e problemă. Asta e. Dar măcar nu mai umple ăsta inventarul, ăsta magazia, că e o problemă acolo. Băi, asta e... Cred că e casa mea. Ia stați așa. Da, tati, casa mea, pentru că am asta de apă aici. Sunt și mă spăl, fac o baie. Așa tătuț. Așa, acolo jos mi-apare că sunt un pic cam murdărel. Hai, tati. Să mă ierte soția că fac noaptea izolație pe aici. Exact casa mea nu avea... Asta înseamnă, cum îi spune, lider adevărat, da? Deci am făcut la alții izolație și mi-a făcut la casa mea. Ideea este, de ce e toată treaba cu izolația? Toată treaba cu izolația e în felul următor. Scade consumul de lemne, de foc, noapte, iarna, și crește și rezistența pereților, adică la casă. Nu trebuie să mă reparăm. Asta e combinația. Da? De asta este necesar să... Mai trebuie? Să mai, cum îi spune, să îi izolăm. Am făcut casele la maxim, da? În case făcute de piatră cu izolație de limestone. Și acoperișul la fel, cu scândură. Da, deci sunt casele premium, dacă pot spune așa. Deci am venit trei tipuri de case. Eu am le-am făcut direct pe alea mai șmechere. Da? Ia pot să iau pe toate acum. Oh, e mult. Ceva de genul. Chiar dacă e... Băi, 3770. Deci am scos 200 de kilograme de acolo din magazie. Da? E așa o problemă, pentru că dacă n-au să mai pună ei materiale,
nu le-am, să opresc și materialele acelea poate fi refuse în altă parte. Și de aici pleacă un întreg lanț de probleme. E mișto jocul, e mișto, este survival la început, după aia este efectiv un builder simulator, ceva de genul, sau este un, nu știu, cum ajung acolo sus. Ia să vedem. Să intru în casă la, na, așa tati. Bine că să intru în casă. Aia tati. Și dăm aici, păi, uite și alea de acolo trebuie să punem. Păi trebuie o grămadă, ia să dea o să facă la ăștia de asta. Chirpici. Văd că îmi trebuie o grămadă. O dată și aici. Hai. Ala e dat. Mai e ceva? Aici sus. Dar trebuie 4 limestone. Cred că e gata toată treaba. Tot satul este ce puțin la case. Casele sunt făcute la maxim. Izolate frumos. Uite omul de caraulă. Da? Apropo, am zis așa, hai să vedem dacă putem să facem noi mai mult de asta. Deci știu că se face la barn. Asta e pe 0. Și am un 10 liber acolo. Ia tati, fă și eu niște de asta așa. Deci îmi face 4,83 pe zi, nu? Asta e parcă per day. Ceva de genul. Fertilizator, mâncare de animale pe primul loc. Da? Hai că avem, au treabă băieții acolo. Și fete, de ce nu? Deci mai trebuie câte ani? 4 sau 3? Nu mai știu. Am uitat. De limestone. Atât mai luăm. Și scăpăm un pic de inventar de aici. Limestone. 1, 2. Hai mă să fie 4, să nu vin 8. Hai mă, 8. Puteam să-l iau pe Tarzan. Acum mi-a picat fisa. Puteam să-l iau pe Tarzan, să-mi care el, să pun și lui să care. Și lua mai mult din prima, da? Mintea rămâne de pe urmă. Unde ești, tati? Care? A, era aici sus. Hați. Hați. Gata, tati. Toate casele sunt acum frumos izolate. Au mai mare rezistență și un consum redus de lemne de foc. Deci asta ne va ajuta la iarnă. Da? Cam asta e. Bun, hai să așa. Acum facem un pic inventarul la case. Vedem care e treaba cu casele. Ce putem angaja? Dacă putem angaja bărbați sau femei? E să luăm așa invers. Oh, am deja două case care au unul din trei. Unul la mine acolo jos. Deci e clar că asta are nevoie de bărbați aici. Că acolo erau două femei și un bărbat. Și încă o casă aici. Aici în sat. În casa asta din sat este, hă? Cred că după numai femeie. Unde ne uităm? Două secunde, că n-am. Păi și dacă vreau să aflu detalii despre ea, dau F. Deci pe ea o cheamă Cunegunda. Cunegunda, tati. Cunegunda, cum ești? Cred că e femeie după nume, așa. Condiții spune despre casă, dar nu spune despre femeia asta. Dar dacă mă uit aici... Mi apare numai... Asta e că spus în alfabetic, văd. Da, văd că spus alfabetic. Dar pe ea nu o găsesc. Vreau să aflu... Dar cred că după nume, cred că e femeie, după că văd că e în sfârșit în A. Astea în consoană. Dar nu găsesc aici, în listă. Nu e cal, nu ceva de genul alfabetic. E canuta. Dar e un an. Are un an de zile. Dar se pune așa. A, uite așa după alfabetic. Băi, dar unde e femeia asta? Deci apare că e acolo, dar nu apare aici.
28 de ani, cred că... Stai, ne uităm așa, invers. Ne uităm așa, invers. Deci asta e coința cu roz, e pentru femei. Deci este femeie, clar. Hai, că mi-au autocunoscut, să-mi dau seama. E o femeie aici. Și aici, tot o femeie. Deci, în ambele case, sunt cât o femeie singură. Da, în astea alte cu doi, e clar că sunt bărbați și femeie. Unde sunt cu trei, e clar că sunt și copii, ia să vedem. Da, copil de 6 ani. Și aici am case care au cu patru locuitori. Aici este tot așa. Femeie și un bărbat și cu... Bun. Deci, e clar că trebuie să angajăm doi bărbați. Unul la mine în partea alaltă și unul aici în sat, ca să punem la construit. Vreau totuși să mai, eu de aici să mergem la magazin, să vedem ce mai putem vinde de noi după aici, ce e mai mult. Știți ce vindeam eu bine și aveam profit? Uite câți bani am aici. Ia să iau la un punguț la noi. Deci la bani acum am 44.000 de monezi. Vindeam bine asta de flax. Semințe. Și făceam o grămadă de bani pe treaba asta. Dan, de asta. Flaxseed de asta. Și pot să iau liniștit. Dar nu iau pe toate, ia să mai las și aici ceva. Pe stoc. Mai toate. Da? Și pot să, cred că pot să vând și de astea. Ia să vedem. O să mai pun și lui Tarzan. 3600, hai că e mai bine. O să pun și lui Tarzan aici. Ați. De Tarzan, și tu, care și tu ceva de aici. Deci după greutate, țin banii la el. Punem așa. Mai e tati. Mai e loc Tarzan? O, mai e 20 ceva de 30, 30 de, chiar 32 de chile. Hai să mai luăm. Ce mai e pe aici mai mult așa? Dacă dăm după cantități. Să mai golim un pic. Oleu, ce am eu aici? Bine, să se poate și găti, parcă, dacă nu mă înșel cu... Hai să mai dăm din ele, tati. Să mai dăm din ele, nu-i problemă. Unde le-am pus? Dacă le pun paste. 73 de kg. Să mai pun un Tarzan încă 22 de kilograme pe el. Și carne crudă la mine. Asta a rămas la mine. Le-am făcut de alea lăsat la mine. 2 secunde să le dau de aici. Unde e tati? Asta. A, și acum stau bine. A, e tati. Hai să mergem. Să luminează de ziua ceva. Până ajungem în sat și alte chestii. Hai. Hai, Tarzan. Noi am plecat un picuț la... Să căutăm și niște oameni. Asta e ideea. O speță, cum zice, la țară. Omul meu. Adică niște bărbați. Da? La țară se spune... La bărbat se spune om și la femeie rămâne femeie. Da? Parcă femeia n-ar fi om. Ceva de gen. Bine, de aici ies glume. Ia să vedem. O să caut un tip să lumineze, o să caut ceva oameni. Bărbați. Da, să nu mai zicem oameni. Bine, tot omul este și bărbatul și femeia. Dar îmi trebuie speță bărbați pentru că v-am zis, am două case disponibile doar pentru bărbați. Deci am două locuri în sat pentru bărbați. Ceva pe aici s-au adunat ăștia. Aici o femeie și un bărbat. Ia să vedem. E bun pe fermă, băiatul. Ia, doamna. Nu prea e. Să luăm deja pe domnul. Hai să mergem și satul celălalt. Și după aia ne întoarcem și vedem dacă îl luăm. Deci avem aici unul bun pe fermă. Și de asemenea trebuie să... iau pe aici.
Dacă nu le-au pe ăsta și mai iau, dar mă duc și azi că mă duc și merg și în Turchii să iau Turchii. Să iau un nu, aici, în Turchii să iau un măgar pentru măgăriță. Și mă uit și acolo dacă e. Uite aici este taxistul. Da? Cum ne zic nouă autorității, lăsați mașinile acasă și luați transportul comun. Păi aici e doar o singură doamnă. Deci aici e o mică mare problemă. Deci n-avem ce să luăm de aici. Ops, 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 ops. Hai să lăsăm mașina aici, să lăsăm aici, să lăsăm mașina personală, da? Să lăsăm pe Tarzan aici. Frumos. Să luăm autobuzul. Salut, nenea. Du-mă și I need a ride. Du-mă în Turchii vreau. 390. Parcă am cheltuit 300 până acum. Mersi, boss. Am ajuns în Turchii. Aici avem un bărbat care are 3 la extracting. Și ăsta micul are la... Uite ăsta. Type boss. Cred că am găsit pe amândoi. Că la fermă... nu, că mi-e trebuia la... Pe fermă îmi trebuia ăla la măgar. Deci o să-l iau pe ăsta. Nu pe ăsta. Îl iau pe ăsta și-l fac miner. Da, pot să angajez doi? Tati, vreau să... Așa, tati. Avem un nou villager. Îmi strâmează să fac, cumpără și noi măgari și alte chestii, să-i facem ăsta o căsuță frumoasă, o chestie. Ia să te vedem. Deci ăsta am zis că e pe miner. Ducem acolo în uite aici sus, frumos. Să-i căutăm o casă. La mine aici îl punem. Da, îl punem la miner pe el. O dată. Și să-i dăm și un loc de muncă tot la mine, la mină. Mă interesează cum e, uite la mine aici. Hai, uite-te. Da, că el e bun pe extracție, are deja 3. Și acum, teoretic, omul să se vadă treaba lui. Du-te, du-te, boss, du-te. De ce să-mi cumpăr eu măgari? Femelă și mascul. Le punem aici. Frumos, am luat măgarul. Să mai iau și o măgăriță, să o vând pe aia. Hai mă, să iau și asta. Și pe aia o vând. Da? Am luat frumos ăsta. Și acum mă interesează totuși pe aici. Dacă găsesc să cumpăr jucării. Da, pe aici cine ăsta doarme? Toată lumea doarme, tati. Toată lumea doarme, numai eu nu am somn. Zice că n-am mâncare la... n-am mâncare la măgari. Pentru că nu am încă angajat un om pentru măgari. E o problemă deocamdată. Dar să aștept să se libereze pe aici, să trăiască lumea. Stai un pic, boss. Aștept taxi, aștept aici. Aștept aici că îți dau bănuțul, tata, nu e problemă. Dar numai să trăiască lumea. Sau care e treaba, dacă pot cum... A, și să pot să și vând. Că am la mine ceva material. Mi-a rămas material la Tarzan, dar las că ce am la Tarzan vând în satul ăla de acolo. Nu e problemă. Da. Am o pereche de măgari. Uite, puteam să cumpăr și pui de măgari. Sunt mai ieftin. Mi-am luat ăștia mari direct. Apropo, cum se rulează asta? Vreau să văd un picuț la animale. Am o grămadă de animale, tati, și este foarte agonat acolo. Găină. Deci am găină de 3 ani jumate. Hai să o vindem. Aia e, tati. Găină de 3 ani jumate. Vindem. Găină de 3 ani. Vindem. Aici nu e un ban grămadă. 600 luăm pe o găină. Cocoș avem de 2 ani. Îi lăsăm numai tineret la cocoș să facă treabă. Da, cocoș avem unul de 2 ani, unul de un an și un sfert, cred că ceva de genul. Ia să vedem noi un cocoș de ăsta, că sunt prea mulți cocoși, băi, să bat prea mult acolo și au rămas una, două, trei, patru găini și un cocoș. Stăm bine la găini acum, la gâște.
La gâște, o grămadă de gâște avem și gâscani. Ăștia bătrânii vindem. Dacă la un an jumate spune bătrân, dar asta e. Îi vindem și pe ăsta. Facem noi un ban grămadă. Și o să vindem și gâștele astea mai bătrâne. Odată. Și ne rămân lăsăm două gâște, un gâsac, da? Zic bine. Sau gâscan. La porci. La porci avem un singur mascul, două purcele, una de 4 ani. Asta o vindem. Cât e un porc? 1200. Ai, tati. Facem un ban grămadă și lăsăm o singură purcea, tati. De 2 ani. Și dacă se face porcul ăsta mare de aici, o să vindem și porcul ăsta bătrânul. Da? Ca să facem un pic de ordine pe acolo. La oi. Mai la oi n-aș vinde deocamdată. Uite câți mii am acolo. N-aș vinde pentru că la oi trebuie să le tai luna întâi. E păcat să le vând înainte. Capre. Am o capră de un an, una de 2 ani jumate. O vinde pasă de 2 ani jumate. Nu. Dăm mix aici. Și avem o plecă de capre. Nu e problemă. Aici la vaci, o vacă de 9 ani jumate. O dăm și pe asta. Deși vaca trăiește mai mult. Taură 5 ani, vaca de 4 ani, o vinde și pasta de 4. Nu, nu pe tine, nu pe tine, pasta de 4 ani jumate. E mai bătrân. Așa, tati. Fie cât un pic de și la astea, la cai. Avem pe Tarzan 99 ani 75. Jane. Pe Jane o vindem, că mai avem o iapă mai tânără, lăsăm mai celul Tarzan o iapă de 2 ani și 25. Da, 2 ani și un sfert, ceva de genul. Și aici, am cumpărat doi măgari și asta 7 ani. Asta o vindem. Gata, tati. A făcut și noi bani grămadă. Scrie pe undeva, ia să vedem. E primăvară, anul 13, nu știu ce. Mă interesa la bănuți. Câți bani mai am eu pe cont pe aici? Dinastie, reputație, 39 din 40, mai trebuie muncitor. 72 populație, 59 de clădiri, mai pot să mai construiesc. Suntem la city, la nivel. Dar mă interesa, unde văd eu banii? Banii, tati, banii, să văd banii. Uite aici. 60.000 și am luat și o pereche de măgari. Stau bine. Hai mă, v-ați trezit și voi pe aici, să cumpăr și eu de la voi ceva. Uite mă, Amanda. Amanda. Vreau să vând ceva. Uite, pot să-mi fac și eu de-astea pe aici, pe pereți. Nu mi-am făcut. Da, decorație, pot să pun asta. Pot să fur? Nu fură din casele oameni, tati. Avem 60.000 de galbeni în geantă și noi furăm. Asta e bun pe vânătoare. Dar mie îl iau pe ăla la codis, că aveam nevoie de el pentru, cum îi spune, pentru grajdul la băgari. Hai, tati, trezirea. Deci pe aici pot să fur, dar nu vreau. Hai mă, că-i soarele sus, mă. Hai mă, băieți, mă, fete, trezirea, mă. Au ce cearcă neam dacă n-am dormit toată noaptea. Ia uite, mă. Cearcă de aici. Hai mă, băieți, mă, trezirea, mă, să văd și eu. Stai un pic, boss. Ai oprit ceasul, ăsta merge cu ceasul. Pornit, îți dai seama acum că pe staționare câți bani mi-a. A, s-a trezit lumea. Au sunt doi care vând aici. Hai mă, tati, tanti, de când te aștept? Băi, stai mă că să învăța în fața mea. Nu am treabă cu tine, mă. Ăștia care-i vând. Asta doarme, mă. Băi, bărbatul ăsta nu se trezește. Care mai vinzi pe aici, mă? Bă, deci, hai că să trezi bărbatul ăsta. Boss. Boss. Arată marfa aici, să vezi ce marfa am eu. Are carne, are sare, nu mă interesează. Hai să-ți dau eu ce am de vânzare pe aici. Două secunde, că avem, uite de asta. Ia de aici. I-am luat toți banii ăsta, 1400 și mi-a mai rămas. Hai, la revedere. A fost nice și la mine, dar ți-am luat toți banii, nu mai ai bani de vânzare. Pe aici mai era unul. A, doamna,
Amanda. Au ce voce ai. Ai pentru animale, astea nu mă interesează. Ia de la mine de aici, vânzare. Două secunde. Așa, ia de aici. 1250. I-am lăsat asta banii. Am ajuns 63.000. Gata, boss, noi am plecat. Am plecat, liniștiți. Hai, tate, să mergem. A, mai e vreun aici cu unul care vinde. Deci 2 inși. A luat și măgari. Hai să mergem înapoi să-l angajez pe ăla. Boss, hai, du-mă înapoi. I need a ride. Hai. Hai că am făcut aici o grămadă de bani. Tarzan e parcată continuare aici. Hai, Tarzan. Că mai de făcut vânzare. Pardon, stai că rupem ăsta taxiul. Ia să vedem care e pe aici cu vânzarea. Ce la vânzare? Oh, boss, pe te cautam. Da, m-am întors. Da, are vânzarea în sânge. Dar n-ai ce vreau eu. Da-ți că dai eu ce am pe aici și după aia îmi spui tu mie ce mai trebuie. Ia de aici. Cât ai la tine? 1013. Dai toți banii cu aici. I-am lăsat și lui un pol acolo să aibă. Ia, Tarzan, mai dă-mi și ăsta. Adică, deocamdată n-am cum să mai vindem. Ție ți-am dat ce trebuia, ia să vedem, pe aici cine mai e. Ia, 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 doamna, 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 Adelina, Adelina. Ia, tati. Știu că ai cea bună producție, ia de aici. Da, n-ai ce-mi trebuie mie. Și ce-mi trebuia de la ea? Două secunde, găsesc. Uite asta, pentru lapte. 2100. Ai făcut 2100? Nu-i problemă. Îți iau toți banii înapoi. Aia, tati. Aia, tati, ai făcut afacere. Făcut afacere. Care mai ești, mă, pe aici cu unguța? Ia, vină cu acea, tata, și tu. Vină cu acea și tu, care întreabă și cu tine. Da, 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 toți aveți în sânge asta. Dar banca mi nu faceți. Ia de aici. Ia-mi la toți banii ăsta. Ăsta ce are pe aici? N-are, am... nu avem. Mai e vreunul care faceți vânzări pe aici? Pe tine? Hail, friend. Only the best products here. 2400 de bănuți ai. Ia să-ți iau și ție pe toți. Ia de aici. Și mai mi-a rămas. Băi, dar ce-am făcut eu? Hai, Tarzan, să luăm și pe omul ăla de partea altă și după aia să mergem, cum îi spune, face acolo o mică vânzare. Am făcut bani gârlă. Hai, tati. Dar n-am găsit jucării pentru copii. Vreau să iau jucării la copii, dar n-am găsit. Dar două secunde că nu e problemă, că mergem, să tem pe plus. Deci, ca idee, inventory. 69.000 de galbeni. 69.000 de monezi. Și ne oprim. Că în timpul ăsta merge și magazinul, în magazinele, fapt. Magazinele din sat. Da? Deci avem uși. Hai să mergem după... De ce nu trebuie pe drum? Să luăm pe nenea, să angajăm pe nenea pentru... Am făcut rost și de un miner frumos. Acolo la doamne, erau trei doamne acolo. Două fapt. Am descoperit... iepuri. A, jocul acum se comportă ca și cum aș fi de la zero, dar... Eu... Băi, mă scuze pe aici, mă. Asta e... Ah, am greșit adresa, mă scuzați. Trebuie să trec grup, mai fac stânga. Nu știam unde merg, nu cunoșteam zona. Trebuie să trec râu și pe aia să fac stânga în partea alaltă.
Să mergem să luăm pânenea pentru pentru măgăruși. Da, facem măgar frumos. Mi se pare mie, dacă nu mă înșel, era diferență. Măgarul putea căra mai mult, dacă nu mă înșel, dar mergea mai încet. Calul merge mai repede și care mai puțin, parcă așa, asta era diferența între ele. Dar, în principal, eu le fac pentru a, cum îi spune, pentru a se mulți și să vând. Opa, acolo am o grămadă de, de produse vânzare care nu le am. Și ceva unelte, mai am ceva probleme, să vedem care și cum n-are. Hai să găsesc pe ăla, o plecată la întâlnit, l-a angajat altcineva. A, a rămas aici. Ia să te văd, tati. Tu erai boss? Tu erai, tati. Hai. O, nu mai are reputație, 15.500. Ah, ce problemă am făcut. L-am dus în partea cealaltă, nu e problemă. Hai, lăsăm așa. O să scot unul și să mut. Ia zi-mi, tanti, ce vinde pe aici. La găini pe aici ce vinde ea. Hello. Ia, tati, că avem marfă. I've got it. Avem marfă. Nu de aici, de aici. Avem, tati, marfă de aici. Ia de aici. Am luat toți banii și o tanti. Tu ce vinzi, ouă și cu tare și cu tare, nu ne interesează. See you soon. La revedere. Bă, deci nu pot să-l angajez pe ăla pentru că n-am reputație, să-mi fac ceva misiuni pentru reputație. Știu cum era păcinul care vindea, uite aici. Știu cum era unul care vindea. Oh, alea. Ia zi, boss, tu ce de vânzare? O, dar astea de ornamente cu tare. Jucării vreau, mă, n-ai jucării? Uite, putem să facem de-astea cu, să punem în casă decorații și alte chestii. Nu. Hai să vindem ce avem de vândut și gata. Mai am nici de-asta. Tu cât ai? I-am luat toți banii și l-asta. Mi-a rămas 200. Păi nu, că mai am ce să-ți vând. Gata, tati. 72.000 de monede avem. It was nice seeing you. Și avem și bani. Din păcate avem o mică problemă cu oamenii, ia să vedem. O să scot unul de la vânătoare, ia să vedem. Am 3 din 4 la vânătoare. Ia să stricat asta, nu am reparat-o eu. La vânătoare? Sau din producție, dar nu scot dacă din producție. Builder Hearts. Băi, deci, nu, de la vânătoare o scot așa, sunt prea multă carne acolo. De la vânătoare o să scot unul. Ia să vedem. Are 7 pe vânătoare, nu lăsăm aici pe ăsta cu, ia să ne pătante cu 5. Facem așa. Pe profesie și ne uităm după Hunter. Deci avem pe 7 pe ăsta, are 7 pe vânătoare, lăsăm aici. Ăsta are 5 și are 3 pe 2. Mamă, ăștia să bustare, tati. Tu aici ai 4, ce ești? De pescuit. Ai 3, ai 4 pe ăsta. Hai scoatem pescarul iar. Ăștia au 6 pe... Toți sunt șmecheri pe aici. Ia scoate pe ăștia din zona asta. Scoate iar pescarul. Cred că scot pescarul și avem carne o grămadă. Scot pescarul și îl bag pe deci fisherul și îl bag pe donkey. Unde ești, tati? Aici, tati. Am schimbat, a rămas iar fără pescar. Eu Tarzan încoace, să vedem acasă, să vedem ce s-a întâmplat acasă între timp. Și cam gata. Și am făcut o grămadă de bușoarează, mai mult bănuți. Și mai am de căutat prin sat, pe unde se cumpără jucării pentru copii. Am adus un om în sat, din păcate l-am dus în partea cealaltă, unde este mina. Și nu știu ce să fac, acolo sunt 4 oameni. Dar am nevoie și în partea aia de oameni, pentru că este cu, cum îi spune, cu, am nevoie de sare pentru carne, am nevoie de cupru, de... iar nu, încă nu. Ce am cupru și tin parcă, să fac bronz.
Pace se lucrează. Se lucrează că l-am dat la oameni de lucru. Da, asta cultivă. Ce faci, mă, pe aici, copilașule? Iată că e treaba cu... Aici cu copilul pe aici. Eu asta unde mergeți? Da, foarte mulți copii am. Că fac ăștia mari, mai durează un picuț. Vreau să văd ce se întâmplă între timp cu... Asta de la măgări. Ce faceți, mă? Ia uitați aici. Avem o pereche frumoasă de măgăruși. Da, deci pentru adăpost frumos aici avem și lucrător pentru el. Când se face puiul, vinde frumos. O să încerc ceva de atât în care e treaba cu dacă pot căra mai mult cu măgarul decât cu ăsta, cum zice, cu calul. Și de asemenea, pe aici am vândut un picuț. E mai mare liniște pe aici deocamdată, nu prea e așa mai înghesuială. Bă, de foarte mult gunoi pe aici. Cred că n-au să-l pună ceva de genul. Da, foarte mult gunoi. Și de aici... Ia. Și de ce nu adună ăștia ouă? Uite că n-avem ouă acolo. Le culeg eu. Bă, dar ce mișto le-a făcut exact, seamănă exact cu realitatea. Ia uitați. Pene și cu... Ia. Ouă și cu pene. Ceva de gen. Da, hai să le iau și poate să fac treaba până la capăt. Să le pun acolo, că să vă uitau la bucătărie că n-aveau ouă. Păi n-are cine să le culeagă tate de aici. Ia. Ăla e. Și-a rămas pene, lasă acolo că mă zile penele. Bun, păi cam atât pentru astăzi. Am populat satul cu o pereche de măgăruși. Tineri căsătoriți. Cât de cât l-am pus la picioare, am făcut 70 și ceva de mii de monezi. Stăm bine. Dar trebuie să facem ceva misiuni ca să facem reputație. Facem reputație ca să putem să mai angajăm oameni în sat, aducem sat săteni. Pentru că este o mică mare problemă pe treaba asta. V-am spus, este o penurie de oameni pentru că am câteva femei care au fost retrase din producție din cauza că sunt mame. Și până să fac copiii 2 ani, ele vor sta acasă. Hai să punem asta aici, că facem brânză. Și am zis că punem și ouă pentru așa tate. Aici cum e, 1600 din 2000. Încă doar e foarte multă varză aici. Carne, carne o grămadă pe aici. Carne de pește avem. Deci nu e bine, e bine că am scos pescaua de acolo și l-am dus la măgari. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că tot acest episod. Dacă v-a plăcut, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, să fiți călduros. Salut!